Bună ziua, prieteni! Prieteni, aici la noi au început pregătirile. Dăm repede, să facem și la termină. Tata, mama aici ne ajută. Și hai să vă arătăm cum face soacră mea salata aia țigănească. Cele așa mai mari, mai mari, mai groase. Salata bulgărească. Am înfărmat niște ardei așa, tot așa, fire, a mai rămas semințe, n-are nimic. Îl mâncăm și semințele. Și să fie iute. Acum ia toacă broșii, ceapă, soacră, avem băgăm în verdeață. Ăștia le facem altfel. Și cu ăștia facem și cu usturoi. Mai băgăm un ardei. Mai punem una. Și restul facem pe platouri și cu puțin usturoi. Ăștia să le avem usturoi aici pregătit, să facem și cu usturoi două. Trebuie de asta cu roșii două platouri și două așa, din așa. După aia punem și fructele, am luat de aici așa niște fructe. Da, la fiecare masă cu tot fructe. La fiecare masă de un platou. Da, da, și nu sunt două, două, câte două. Păi da, și la leu și la... Eu am tăiat roșiile așa, Filip, mai. Da. Acum noi o cam le punem aici așa și după aia amestecăm, amestecăm. Lumina, mie ce-mi dai să beau astăzi? Totul. Eu trebuie să beau frumos, stau cu bere îți dau. Bere? Mhm. Okay. Păi de ce trebuie să bei? Așa trebuie azi. A zis sărbătoare. Toată lumea, punem și pătrunjel, punem și mărar și am găsit leuștean de al bun. Aici fierb sarmalele. Aici avem pâine. O terminăm pe asta, o dăm la o parte, după aia începem cu aia. Asta e o salată cu de toate. De asta spunem noi, țigănească. Cu de toate, punem și bere, rusti. Da. Punem și un pic de rusti. Prima dată a pus vinetele. Da, ceapă. Le-am făcut așa fire, dar mai groase. Deci asta nu se pune usturoi, se pune ceapă. Dacă vreau, bag și o țără usturoi cu ceapă împreună, tăia sunt mai bună. Da. Știi? Da. Ce trebuie să-i dăm prima dată? Sare. Mamă, pentru ce mai tăi acolo? A, pentru două farfurii, da. A, nu sunt de-a fost. Încă nu... O lăsăm să mai toacă, nu răspălim acum, ha? Ia, hai zici. Am o dată, dar în același timp să luăm o paletă mai... Știți că bag și pui de vegeta? Da, în asta se pune vegeta. Mai stai eu. Mai bag, nu? Ma, ce bine miroase. Roșiile să facem așa, mai mari, știți? Au pus roșiile ăștia cam crude la căriță. Ceea ce nu-mi plăcea mie, știi? Mm-hmm. Aici. Vreau să fac repede, dar... Na. M-am fost puțin în oraș. Ce e în oraș? Nu te mai grăbi că... Până acum n-am stres. Mă grăbesc eu. Dar ce e în oraș, prieteni? Teroare. Bar la bar. M-am dus și eu să iau și o pepene. N-am găsit de la galbina. Am luat niște fructe ca să fie pe masă frumos. Și... M-am băgat și eu în coloană la toată lumea. M-am băgat și eu pe ei în cărb. Și nu mai ieșeam. Până la urmă am văzut așa, am cumpărat. M-am dus și în altă parte să văd de pepene galbine. Nu era. M-am culcat să-mi și eu la magazinul la unde te duci tu, la buzi, ce mă uitam. Unde? Acolo, la angloul ăla. Mă uitam și eu la buzi, ce... Uită. La chinajul? Nu, la altul. Să mă uit și eu la buzi. Că acolo sunt de toate. Și m-am uitat să trimis ce consopire, nu era, era doar batistuțe.
N-am găsit pepene roșu. Nu era. Că e galben, să zic. Până la urmă și-am făcut. Am luat copii din afară pe umbriță și am venit acasă. Și am luat făină, două pachete de făină, tot de la bar. De aici, așa. Am zis că gata, nu are rost să ies. Și dacă nu e pepene, e galben, n-are ceva. Lasă până la urmă. Asta, cine a dat Dumnezeu, ne mulțumim cu atâta, nu? Bine că le avem și pe ăștia, o să fac niște popoși de ani, frate, aia așa imense. Vedem cine filmează, poate vă arată lumina. Da, gogoși. Niște gogoși de ele așa, ca lumea. Ah. Hai face o lumină, nu? Ajunge, gata. Hai să punem un pic de... Din de care țalata asta toată e făcută de post, ca să înțelegi, nu? Că trebuie să fie într-un capăt așa de post ăștia. Și vegetată de post. Da, da, nu știi. Da. Că nu amestecăm nimic ca să fie de carne. O amestec așa, nu mai am un polimbră. Mm-hmm. Eu acum pot să mănânc? Da, tu poți să mănânci. Am ținut și eu. Ulei! Uite și ulei. A, da, poți să mănânci cu dulce astăzi, nu? Pot. Da, da. Sigur. Păi poți, cum să nu? Un pic de oțet, știi? De ce nu mi-a bolit? Ce nu mi-a bolit acolo în pasul? Am ulei, dar aveam în asta, știi? Care nu aveam în aia. Ce fel n-am luat? Am luat de la sfințire, eu ca zic, știi? Trebuie să luminam. Nu, că nu e bine să tai acum pe pe nimeni. Eu trebuie să mă duc să iau și eu lubeniță și să dau de pomană. Du-te. Ce? Mă duc să iau lubeniță, fructe, să dăm și noi de pomană și venim. Ok? Mhm, ok. Dar dă-mi și eu o poză. Dar dă-mi pe toți și dă-mi pe toți. Dă-i, dă-i. La toată lumea, dă-mi o poză. Că patronul nu e acasă. Am pus și eu o poză pe Facebook unde am fost la mare. Auzi câmpiana. Stă bine singur la mare. Așa e. Pierdut în spațiu. Cum ai fost la mare și noi n-am știut nimica? Păi tu m-ai luat pe mine. Așa e. Am fost și eu cu cineva. Păi eu am anunțat, nu ai anunțat. Am fost și eu cu cineva, am cum să te iau pe tine. Lasă că am văzut eu. Am văzut eu cu cine ai fost. Oh, nu spune. Cu cine ai fost? Cu cine ai fost? Cu grasul. Oh. Am fost în Grecia. Mă duc în Dubai acum. Mă duc în China, peste tot. În China. Păi fie în China. Bă, dar știu unde? La China Shop, mă, fraiere. La China Shop? Da. Dacă te duc la China, acolo unde sunt regiunii la... Mare. În China, da. A, tu știi că eu am fost la Vamar. Gata, ce? Am fost la Vamar, bunicul. Am fost la Vamar, am avut de la TV-ul. Și a luat acolo servici salvamari. Da. Și ai salvat ceva? Eu cred că nici nu ai salvat. Am salvat, ceva. Acum și pești. Bă, nu, tatu, știi ceva? A venit Pirania, bă, să mă muște. Ce Pirania? Pirania, nu știi ce s-a dat. Au, atât am umblat acolo până am dat cu ele. Nu, că singur au căzut. Pirania, nu știu ce e. Uite, mai mi-a căzut și în mașină. Pirania, alea, au din Sișuri, Pirania, cum ai tu? Bunicule, stai să spun. Nu mai spun. Eu, păi nu spun, trebuie să salvez lume, nu pe că am salvat pe Mihaela, grasă. Da? Păi el s-a dus să salveze peștile, Leonardo? Eu am salvat peștișorii ăia, Pirania, care au dinții cum ai tu. Poate te mușcau. Nu, că le dădeam... Asta la tine am luat de aici. Mai vedem cum e ea. Nu, dar tu mă mingi. Eu cred că... Și cum erai îmbrăcat? Uite, vine cu asta să arăt. Ia. Uite cum am fost. Uite, am pus aici pe Facebook. Ia, dar vreau să vă zic. Da, sunt. Se nu se era la plajă. Ia,
Arată și nouă. Ia uite. Ce, tu n-ai văzut? Arată aici pe vlog. Ia uite. Da, să văd. Eu vreau. Hai. Păi da, da, da. Cine a făcut-o? Am plătit pe cineva. Ce întrebare capcană i-a pus? Cine să facă poza? Stai, dar tu știi cine, știi ce pantalon nu trebuie, roșii e roșii. Uite cum se face asta. Da, o punem în platul. Nu, să la butei. Frumos, frumos. Frumos aici. Așa aveai tu pe plajă așa unde ești. Mamă, la mine era și mai frumos. Aici păi, o pregătim. Păi de ce te lasă aici unde am fost? Dar lasă să filmează ce trebuie. Serios ai fost? Eu ziceam că glumești și așa cu locul pe fost. Am fost la întâlnire de afaceri. Uite ce plajă am avut. Aici le-am înviat și Dănuța pe bunicul. Uite ce a spus ăștia. Avem vinete. Acum mă duc în China. La China Sport. Nu mai bate, gata. A, gata, nevinire, dam blau. Ia după aia ta, trotineta, să o vedem și noi. Ce? Mire. Ia pe bunicule. Bunicule. Ce? Nu mi-ai luat-o. Nu mi-ai luat-o. Nu mi-ai luat-o. Nu mi-ai stricat-o. A fost stricat-o. Când am luat bine prima dată. Bine, dăm prima dată. Bine, mă rog să cumpăr. Nața la TikTok. Du-te cu el. Du-te cu el, cum fac eu acum, gata. O țără vegetuța. Hai, da, bunicule. Vegeta limonicela. Bunicule, hai. De care băgași? Nu de găină. Nu, de găină. Așa, că asta e de post. Tot e de post. Deci a pus vegeta, ulei, a pus ardeiul, vinetele. Și ce mai principale? Ce am pus acum? Oțet. Acum pui oțet. Acum pisez ăla direct acolo. Pisez direct cu scroiul direct acolo și foarte simplu. Și verdeața. Și verdeața. Și după aia punem pe platouri. Hai, da, hai, da, da, ar fi bun. Hai. E la mare? L-a tras curent. L-a tras apa sărată. Curenții. Dar tu, mare, când nu vrea fost la mare, numai eu n-am fost. Până și ea de... care trebuia și ea, că da. Și ea chinuie cu tine. Mami, auzi, când eram la mare, m-am băgat pe mare și mi s-a făcut unghiile așa albi. Da, s-a curățat. Că erau sărate. Da. Ce s-a făcut așa? O duc și pe când am. Bunicule! O fi la toamnă tu la iad. Nu la toamnă, acum e frumos. Când o fi frig, o duce. Ia uite, mi-am tăiat unghiile singur. Eu cred că tot așa a rămas. Ha, da, bunicule! A rămas și numta anulată. Da, și numta și tot. Nu, cum? A venit boricără. Că să vă boi pe mitră, vă banca zingalii. Hopa! Ia uite, ca să vă boi pe mitră, vă banca zingalii. Hai da! Hai! Hai! Lumina a venit mie toată! Lumina a dat și unul! Ce-o, mami? Vrea Dănuță să-i dai și lui Ainele să-l educ acasă. Sunt afară pe cuier. Tot. Ne-a venit și noi cinta pe cuier. M-a trebuit unde mare și eu. Dacă vine găsești un pepene galben. Nu e nici unde. Bună! Chiar bună, Lumina! Să ia două platouri. Nu mi-e mai să plăt gâlii! N-a pe care are ce mai ne după nimeni. Să mai mult la sarmale. Mă duc să le spăl. Spăl. Da, tot așa sunt. Tot culoarea asta. Unde e copilul Neamișu?
Leonardo? Nando, vino încoa, că vine bucătarul. Acum. Eu doar le ating așa de codiță. Sunt spălată pe mâini. Încerc să pun ardeie așa într-o parte și vine pe într-o parte, nu? Da, da, sau poți să pui ardeie așa și vine ți la mijloc. Așa? Da. Asta e bună. Asta îți face poftă ca să poți să mănânci. A zis că vine, vine și acum omul tău. De pepene. Nu mai avem pepene la frigider, ca să nu te mine asta. Păi și spune să ia mamă ta alta. Și dacă nu mai găsești mamă ta. Unde e laptele ca să-mi fac Nescuic? Iar Nescuic. Hai de ăla. Unde e? E aici. Stai că-ți facem mami acum. Stai așa. Mamă, că nu fac telefonul. Stai să pun telefonul aici. Acum. Pun jos telefonul, hai. Că eu... Așa am făcut și azi dimineața, nu știu ce îmi dădea și era gata să bagă în gură, să mănânc. Așa e el. Mă duci acum pe la, eu nu pun mâna pe nimica ca să nu greșesc ceva. Trebuie să gust din carnea de oaie, din toate alea și nu mănânc. N-are rost ca să mănânc carne de oaie ca să arunc din gură, că nu e bine să arunc. Iată, cea mai bună. Foarte bună. Să vezi ce o să-i placă și lua din... Mau. Mie nu îmi place. Și tu ieși la bobița mea și la... Ho, 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 ho! Ia, bază, bază! Bobiță, bobiță, frumoasă ești! Bobiță! Avem și noi rătăcite câteva măzlinuțe pe acolo prin frigider, vreau să le arunce câteva ori. Dar vezi orice lucru să nu-l arunci. Păi da. Ha? Nu spune bine. Așa arată, prieteni, asta... Locală. Asta e locală. Se vede lumina de acolo cum ai văzut? Da. Nu văd eu. Se vede sau locală. Se vede? Așa arată salata de vinete, așa arată salata de roșii, amestecă cu vinete. Stai să le arăt așa. Așa arată, dacă vă place. Acum o să ne apucăm să mai facem ce mai e, să spălăm fructele, să spălăm roșii, ca travesi, să punem întregi așa în coșuri, să fac gogoșile, sarmalele încă sunt la fel. Mai iau puțin. Tot, ce tot ai? De care culoare preferi? Roz, că ești fată. Zăi o dată ca... Albastru. Albina e fată. E cea mai bună salată. Prieteni, așa că vă mulțumim și vă dorim la mulți ani tuturor ce poartă numele de Maria Marin, Marinică, la mulți ani tuturor. Și vă mulțumim și vă dorim o duminică plăcută, o sărbătoare plăcută. Oh! Lunea, că zici, nu mai știam.
Am împunit de tot, gata, s-a dus mintea, s-a dus tot. Vă mulțumim și revenim mai târziu cu mai multe detalii ce se întâmplă în bucătăria noastră frumoasă. Pa, pa!